Lucknow în 2018. Sunt în sud-estul Spaniei. Am lângă mine resturile dintr-un cactus din familia Opuntia. Asta e cactus care produce fructele de cactus, care este o sursă de hrană foarte importantă pentru toamna, iarna, în zona asta al deșertului. În urmă cu 2 ani, dintr-o fermă de insecte care se folosește pentru colorant alimentar, Dactylopius coccus, au scăpat câțiva și au început să paraziteze cactus asta până să-l distrugă cu tot. Mi-a fost chiar foarte greu să găsesc în desert, unde înainte erau suprafețe foarte mari de păduri din cactus asta, să găsesc unul care încă are un pic de viață. Asta e încă o mostră de ce poate să facă omul cu mâna lui și ar trebui să ne fie de avertizare, să avem mai multă grijă cum interacționăm cu natura, cum ne jucăm noi de a Dumnezeu să mutăm plantele sau animale dintr-o zonă în alta. Încă expert nu poate să facă socotel ce va reprezenta lipsa fructelor de cactus în deșertul ăsta, dar cu siguranță așa o să scadă dramatic populația de animale care supraviețuiește timp de iarnă. Vă doresc o zi minunată!